Și protopopiatul Tecuci are un nou coordonator. Părintele Cornel Păduraru a fost hirotesit și instalat protopop ieri după amiază de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Hirotesia și instalarea părintelui Cornel Păduraru în funcția de protoiereu al protopopiatului Tecuci au avut loc la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiul Tecuci. Cele două momente au fost precedate de slujba paraclisului Maicii Domnului săvârșită de înalt preasfințitul părinte Casian, împreună cu noul protopop. În 5 protoierii am câștigat, prin desemnarea noilor părinți protoierei, 10 protoierei. 5 duhovnici înțelepți care pe temeiul tradiției, al comuniunii cu preoții și în special prin armonioasa lucrare ne-au arătat că au rămas în continuare toți cei 5 protopopi onorari, protopopi în inimile preoților și ale noastre, ale tuturor. Iar fiilor duhovnicești, marea majoritate, recunoscuți de preoți ca lucrători, fie în administrația protoieriilor, fie în lucrarea de excepție, de educație și de filantropie, au devenit mai curând învățătorii noștri din dogoarea convingerii lor profunde că doar rugăciunea unită cu filantropia, așa cum ne-a îndemnat preafericitul Părinte Patriar, poate să tragă brazda adâncă și să ne regăsim pe cărările mântuirii, intrând prin ușile pocăinței, cultivând iubirea fraternă reală. În perioada 2020-2022, părintele Cornel Păduraru a deținut funcția de secretar al protopopiatului Tecuci. Demnitatea de protoiereu al Tecuciului ne obligă să fim mai responsabili, să avem rugăciunea în inimă și în suflet, ne obligă să fim responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă în această zonă tecuciană, în această zonă arhiepiscopiei Dunării de Jos. Îl încredințăm pe înalt preasfințitul că ne vom face datoria și vom fi acolo unde trebuie, să alinăm, să sfătuim și să învățăm pe tot preotul, pe tot credinciosul, pe tot cel care are nevoie de ajutor și de mila lui Dumnezeu. Părintele Cornel Păduraru a fost precedat în funcția de protoiereu de părintele Gheorghe Jogiu, care a coordonat protopopiatul Tecuci timp de 23 de ani.